Fiecare individ de pe planeta Pământ caută cu disperare echilibru și confort. Aseară am fost aici cu mulți tineri și am avut o seară minunată și am împărtășit despre lupta pentru cer. Oamenii luptă pentru echilibru și pentru confort. De când ne naștem până murim, vrem să avem echilibru și vrem să avem confort. În momentul în care omul nu mai are echilibru și nu mai are confort, intră în panică, se simte neîmplinit și frustrat și este în stare să facă orice, să muncească oricât, câteodată să accepte orice compromis, doar ca să aibă confort și să aibă echilibru, pentru că acestea îi dau liniște, îi dau pace. Care sunt lucrurile care ți asigură ție confort și echilibru? Banii? Până când? Poziția profesională sau socială? Până când? Relațiile sau alte oportunități? Până când? Pentru că absolut toate lucrurile într-o zi se vor sfârși. Și atunci ce vei face? Cine atunci o să-ți mai dea confort și echilibru? Cum te vei simți atunci când realizezi că ai luptat pentru ce nu poți păstra? Un om bogat, cu 2000 de ani în urmă, a mers la Iisus, care prin întrupare trăia ca om pe pământ. A mers la Iisus și el era un om bogat. Avea multe proprietăți. Era o persoană morală, avea o conduită morală ireproșabilă. El se încredea în meritele personale. Se încredea în poziția lui materială. A mers la Iisus și ca de la egal la egal, l-a întrebat, ce bine să fac? Să am și ceea ce nu am acum, dar ai bani. Am bani, dar nu am viață veșnică. Dar ai moralitate. Am moralitate, dar nu am viață veșnică. Vreau să am viața veșnică. Nu mă mulțumesc doar cu proprietățile de acum și nici cu morala mea de astăzi. Vreau viața veșnică. Vreau ceea ce nu am încă. Ce să fac să am viață veșnică? Aceasta este întrebarea fiecărui muritor. Anii trec și realizăm că nu-i putem opri. Fiecare an care ni se scurge din viață, smulge un oftat, pentru că ne apropiem de inevitabilul sfârșit. Și atunci ne vine un gând salvator. Dacă viața aceasta nu o putem păstra, nu mai există una veșnică? Ba da. Atunci ce să fac să o am? Predica mea din această seară. Ce să fac să am viața veșnică? Viața pe care o ai, indiferent la ce moment te deplasezi în ea, copilărie, adolescență, prima tinerețe, a doua sau ultima, este trecătoare. Ieri erai mai tânăr cu o zi și anul trecut mai tânăr cu un an. Mâine, nu știu. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Dacă cineva m-ar întreba astăzi, ce îți dorești cel mai mult la vârsta pe care o ai? Aș spune, fără să mă gândesc, doresc viață veșnică. Doresc să nu mor niciodată. Doresc să trăiesc mereu. Doresc să fiu mereu în existență. Ce pot să fac pentru asta? Pentru că tânărul acesta bogat și moral vine la Iisus Hristos cu această întrebare. Înțelegem de aici că orice persoană, bogat sau sărac, bătrân sau tânăr, sănătos sau bolnav, se gândește cu adevărat la sufletul lui chiar dacă nu pare. Orice om realizează că sufletul este mai important decât trupul. Prin faptul că sufletul supraviețuiește morții fizice,
timp în care trupul își încetează existența în momentul morții fizice și este depus în țărână și intră în putrefacție, în inexistență prin descompunere. Însă sufletul iese din trup și aceasta se numește moartea fizică. Când cele două entități, cele două părți se despart, sufletul rămâne, iar trupul intră în țărână și prin descompunere se identifică cu țărâna. Tânărul acesta bogat și moral înțelege că sufletul este mai important decât trupul. Cu mult timp în urmă nu a înțeles asta, dar acum el pricepe că sufletul lui este veșnic, pe când trupul este limitat. Este un ambalaj pentru o vreme al conținutului numit suflet. El știe că ambalajul e pentru un timp și apoi o să iasă din acest ambalaj și o să trăiască într-o altă dimensiune, unde nu mai există timp și spațiu, unde trupul din carne nu mai poate exista și nu mai este nevoie de el. Și acest tânăr, pe lângă faptul că era bogat și moral, era și înțelept prin faptul că s-a gândit la veșnicia lui și vine la singurul care poate oferi viața veșnică și îl întreabă: tu ești competent să-mi răspunzi, tu ești în stare să mă lămurești, ce trebuie să fac să am viața veșnică? Nu mă mulțumesc doar cu banii pentru 10 ani, nici cu moralitatea pentru 20 și nici cu înțelepciunea doar pentru 30. Vreau totul, vreau viața veșnică, eternă. Pot să o am, ce trebuie să fac să intru în proprietatea ei, în posesia ei? Ce trebuie să fac să am viață veșnică? Este atât de stresant să știi că mâine poți muri și mergi în iad. Iar aici îți rămân lucrurile pentru care ți-ai jertfit sufletul. Nimic nu este mai terorizant decât gândul că ți-ai pierdut sufletul să muncești pentru niște proprietăți care le moștenesc alții, iar dumneata, ca o consecință naturală a acestei irresponsabilități cu privire la sufletul personal, trebuie să mergi în iad, în locul unde nu există Dumnezeu, în infern, să plătești pentru măreția de a nu te ocupa de propriul suflet și pentru irresponsabilitatea de a crede că poți moșteni pământul și lucrurile pe care le-ai câștigat muncind mai mult decât se cuvine. Ce trebuie să fac, Doamne, să moștenesc viața veșnică? În primul rând, când vorbim despre aceste lucruri, suntem într-o stare de deplină confuzie. Dacă vrem să ne specializăm în cifre, atunci apelăm la cursul de aritmetică, de matematică. Și acolo învățăm tabla înmulțirii, a împărțirii, a scăderii, a adunării, lucrăm cu fracții, cu logaritmi și o serie de elemente de aritmetică, de matematică, ne învață în domeniul acesta al cifrelor să lucrăm cu ele. Și din neștiință ajungem la știință. Din confuzie ajungem la cunoaștere. Cum studiem domeniul respectiv? Dacă vrem să pricepem limbi străine, atunci studiem literele. Apelăm la domenii de specialitate unde suntem învățați și alte limbi decât cele pe care le-am învățat în casa mamei, limba maternă. Și mergem la facultăți, la școli superioare unde suntem învățați și alte limbi. Dacă vrem să lucrăm cu atomi și molecule, atunci studiem chimia. Dacă vrem să lucrăm cu legi și cu executarea acestora, atunci mergem la drept. Mergem și ne facem avocați sau notari. Dar când vorbim despre suflet, ce este sufletul? Ce trebuie să studiem ca să știm unde este sufletul? Ce este el? Ce nu este el? Unde este Dumnezeu? Cine l-a văzut vreodată? Cine s-a întâlnit vreodată cu Dumnezeu? Ce înseamnă cerul? Misterul acesta albastru deasupra căruia trec avioanele? Confuzie. Știința nu vorbește despre suflet.
Pentru că știința se ocupă doar cu lucrurile materiale, care pot fi luate, elemente materiale, care pot fi puse sub microscop și care au o componență materială, dar sufletul nu-i materie. Nu-l vezi când iese din om și omul moare. Nu știi ce culoare, ce greutate, ce înălțime și ce densitate are. Sufletul este ceva ce nu se vede. De aceea știința nu se ocupă de aspectul acesta. Cine este Dumnezeu și unde este El? Vrem să-L vedem, să-L măsurăm, să-L cântărim, să vedem ce coeficient de inteligență are. Să ne convingem că există, că e într-adevăr supranatural și de-abia atunci să-L urmăm, pentru că se merită. Dar unde este El? Vreau să-L văd! Vreau să-L probez! Și dintr-o dată simt că viața mi se termină și nu mă întâlnesc cu Dumnezeu. Confuzie. Nici matematica, nici limbile străine, nici dreptul și avocatura, nici chimia nu vorbesc despre Dumnezeu. Confuzie. Am venit în această seară aici nu să vorbim despre matematică, limbi străine, chimie sau drept, ci am venit să vorbim despre ceva ce nimeni nu ne-a lămurit până acum, despre propriul suflet, despre misterul de dincolo de norii albaștri, despre Dumnezeul care ne-a adus în ființă și despre care nu știm aproape nimic, pe care îl tratăm cu irresponsabilitate și nepăsare, cu care nu avem absolut nicio relație, nicio relație, față de care nu ne asumăm nici o responsabilitate și nici o obligație. Și în seara aceasta simțim că vrem să-L cunoaștem pe El și lumea aceasta necunoscută de noi, pe care știința nu o poate lămuri, pentru că nu e materie. Și atunci, cine o să mă învețe pe mine despre sufletul meu? Mă învață oamenii, numai că unii îmi spun așa, alții invers. Dacă mă întâlnesc cu un pastor baptist, el îmi spune, tu trebuie să te faci baptist. Dacă mă întâlnesc cu un pastor penticostal, el îmi spune altă poezie, tu trebuie să te faci penticostal. Dacă mă întâlnesc cu un catolic, el îmi spune strofa a treia. Și tot așa. Și dintr-o dată, eu, sincerul căutător de Dumnezeu, mă întreb, care dintre cei trei au dreptate? Confuzie. Întâlnim atâtea explicații despre cum trebuie să te comporți. Dar de cele mai multe ori, explicațiile sunt contradictorii, adică una împotriva alteia. Care are dreptate? De unde să știu eu care biserică are dreptate? De unde să știu eu care pastor are dreptate? Că dacă m-aș pricepe, nu i-aș întreba, dar vin la profesorul de matematică pentru că el știe și eu nu știu. Vin la pastor pentru că el știe și eu nu știu. Dar dacă iei doi profesori de matematică, amândoi îți spun că 2 plus 2 fac 4. Dar dacă mergi de multe ori la doi preoți, unul spune alb și altul negru. Confuzie. Dacă mergi la două biserici diferite, una spune așa, alta spune așa. Confuzie. Ce să fac eu? Pentru că simt că mi se duc zilele. Și rămân cu cea mai importantă problemă a vieții mele, nerezolvată, însăși viața. Și dintr-o dată realizez că Dumnezeu, pe care eu l-am pus doar pe treapta unei bănuieli, și am bănuit despre El că este o putere impersonală, am bănuit despre El că este un bătrân cu barbă albă și înțelept, undeva printr-un colț al Universului, obosit de drum și viață lungă. Eu care am bănuit despre Dumnezeu în imaginația mea, cine știe ce? Unii cred că Dumnezeu este, îl confundă cu o vacă, unii îl confundă cu o muscă, unii îl confundă cu râul Nil, unii îl confundă cu un maimuțoi făcut din lemn sau din piatră, unii îl confundă cu o putere, cu o forță, cu un tunet. Pentru că poți să bănuiești orice despre Dumnezeul pe care nu-L vezi. Dacă într-o zi L-ai vedea, atunci ai zice, nu mai este Dumnezeu nici așa, nici așa, acum îl văd. Dar cine L-a văzut pe Dumnezeu? Unde este El? Cum este El?
Ce vrea El? Aceste întrebări sunt întrebări care frământă. Întrebări care cer un răspuns. Dumnezeu a trimis oamenilor o carte pentru ca în ea să așeze răspunsul la toate întrebările lor. Nu avem nicio posibilitate să cunoaștem despre nevăzutul Dumnezeu decât prin cartea pe care Dumnezeu ne-a trimis-o, Biblia. Dumnezeu a trimis oamenilor o singură carte, Biblia. O singură carte, Biblia. O singură carte, Biblia. În lumea noastră sunt multe cărți asemenea Bibliei, dar toate sunt scrise de oameni, sunt inspirate de oameni, sunt explicații la Biblie. Singura carte trimisă de Dumnezeu este Biblia. Ea nu este explicație la o altă carte. Ea este răspunsul lui Dumnezeu la nevoile și întrebările noastre. Oamenii au scris încercând să explice Biblia multe cărți, dar n-au explicat-o, ci au încurcat-o și au ascuns-o, pentru că au explicat-o diferit unul de celălalt. Avem o singură carte de la Dumnezeu despre cum să moștenim viața veșnică. Și aceasta este Biblia. Și în această carte Dumnezeu ne spune ce trebuie să facem. În momentul în care ne întâlnim cu informația acestei cărți, realizăm că noi suntem foarte vinovați față de Dumnezeu. Până să citesc Biblia, eu aveam impresia că sunt un om bun. Știam că nu am făcut nicio crimă, știam că nu am avut relații cu nevasta altui bărbat și pentru că m-am abținut de la aceste două păcate mari, mă credeam o persoană foarte cinstită. Nu știam că să minți e păcat. Nu știam că să furi și să poftești ce nu e al tău e păcat. Nu știam că păcatele sunt de comitere, să faci ce nu este voie, și de omitere, să nu faci ce trebuie. Nu știam că toate acestea sunt păcate și mi se părea că sunt o persoană cinstită. Dar am înțeles că dacă nu te rogi e păcat, dacă nu citești Biblia e păcat, dacă nu ierți pe cei ce-ți greșesc e păcat, dacă nu iubești pe cei din casa ta și pe toți oamenii, e păcat. Dacă nu faci bine când poți și știi, e păcat. Și am realizat că eu nu am făcut lucrurile acestea aproape în fiecare zi. Și am realizat că sunt un mare păcătos. Și atunci m-am speriat. Până să citesc această carte, mintea mea a fost ocupată de prejudecăți. Puse de bunica, de bunicu, de vecini și de trecători. Și în mintea mea era o mare confuzie. Și cine a vrut să îmi ofere o explicație, am luat-o și am pus-o în mintea mea. Și mintea mea a devenit un sac mare, o pungă mare, în care s-a așezat de toate. Și cele mai multe lucruri puse în mintea mea nu erau adevărate. Cele mai multe lucruri puse în mintea mea nu veneau din partea lui Dumnezeu și n-aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Și erau prejudecățile oamenilor, minciunile oamenilor și explicațiile lor neadevărate. Bunica mea m-a învățat că omului se iartă 74 de păcate și de la 75 încolo nu mai este nimic de făcut. Și toată copilăria mea a fost chinuită de numărătoarea 1, 2, 3, 73, toată copilăria mea am numărat la păcate și am trecut de sute de ori peste 74, de fiecare dată mai îngrozit și mai îngrozit. M-a învățat bunica mea în fiecare seară să fac acest semn al crucii și să spun în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Amin. Să număr păcatele și să mă culc, având grijă să nu ajung la 74. Și copilăria mea a fost chinuită de gândul acesta. Mai ales pentru faptul că de zeci de ore am trecut peste 74, de 74. Aceste neadevăruri au fost puse în mintea mea. Mai târziu, când m-am făcut mare și am început să merg printre oameni, am realizat că ei nu știu ca mine, știu diferit. Am realizat că unul știa în alt fel, celălalt în al treilea fel, al patrulea în al patrulea fel și am întâlnit 100 de oameni cu 100 de explicații. Și am stat bietul de mine și m-am gândit care dintre toate acestea este adevărată. A bunicii sau a bunicilor lor?
Care bunica a avut dreptate? A mea sau a lor? Și am realizat că n-am de unde să știu niciodată care bunica a avut dreptate, mai ales că cele mai multe dintre bunici nu mai erau printre noi. Într-o zi însă, din întâmplare, am intrat într-un sanctuar ca acesta, din curiozitate, și m-am așezat undeva acolo, pe a patra bancă de la bărbați. M-am așezat și am fost uimit de multe lucruri pe care le-am văzut acolo. Eu nu știam că într-o biserică se poate organiza lucrurile și așa. Am stat însă foarte atent. Mă uitam în stânga și în dreapta și eram extrem de atent, extrem de atent. Mă uitam la fiecare persoană, la fiecare gest, la fiecare vorbă. M-am uitat la cor și m-am întrebat câți bani primesc ăștia pentru că cântă aici. M-am uitat la predicator și l-am întrebat ce tot zâmbește ăsta toată ziua și de ce o fi așa de bucuros. M-am uitat la cei ce se rugau și unii dintre ei plângeau și am zis ce probleme vor avea ăștia. Și în mintea mea îi studiam pe fiecare. Și a început predicatorul să vorbească. Și a spus, predica mea din această seară se numește Ce să fac să moștenesc viață veșnică. Viață veșnică, am spus eu. Și am fost foarte atent. În seara aceea, din această carte, mi s-a explicat ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică. Am realizat că ce mi-a spus bunica nu este adevărat. Am realizat că ce am auzit de la colegii mei, de la bunicile lor, nu este adevărat. Și atunci am avut în față o alegere, să cred ce mi-a spus bunica sau să cred ce spune Biblia. Eu am ținut foarte mult la bunica mea. Nu am avut mamă și nici tată, ei s-au despărțit când eu aveam 6 luni de viață. Și pentru mine bunica a fost mama mea, tatăl meu, frații mei și surorile mele. A fost tot ce am avut toată copilăria mea, bunica mea. A fost cea mai dragă persoană pe care am avut-o vreodată, de fapt singura. Și am ținut foarte mult la bunica mea. Cred și acum că am avut o bunică foarte înțeleaptă. Probabil fiecare dintre noi credem asta. Eu am ținut foarte mult la ce bunica m-a învățat. Și în seara aceea am avut de făcut o alegere foarte importantă. Să renunț la ce mi-a spus bunica și în felul ăsta rupeam o parte din mine. Rupeam o serie de amintiri, bunica acum nu mai era. Și pentru mine devenise mai important ce mă învățase ea. Pentru că era o legătură emoțională acum, erau amintiri de la bunica mea. Și predicatorul ăsta pe care nu l-am văzut în viața mea, vine să-mi spună că bunica n-a avut dreptate. Și să-mi spună dintr-o carte pe care n-am deschis-o și n-am atins-o niciodată, și despre care spunea că e o carte de la Dumnezeu, singura carte de la Dumnezeu, să-mi spună că bunica n-a avut dreptate și că altfel trebuie să moștenești viața veșnică. Și am stat în seara aceea și am spus, Luigi, trebuie să faci o alegere foarte grea. Dacă bunica ar ști că renunți la ce te-a învățat, s-ar supăra. Dar dacă cartea aceea este adevărată și tu nu o accepți, atunci tu nu o să ai viață veșnică. Oricum pe bunica nu mai ai. Ai pierdut-o pe bunica, așa cum pierzi și viața veșnică. Am stat bine și m-am gândit așa cum dumneata stai acum și te gândești. Eu cel mai mult mă iubesc pe mine, dintre toți oamenii pe care i-am întâlnit. De aceea cel mai mare interes îl am pentru viața mea. Și dacă aș avea o singură viață veșnică, credeți-mă că aș opri-o pentru mine. Dacă aș avea două, m-aș gândi cui aș da-o pe a doua. De fapt, nu m-aș gândi că știu sigur cui. Dar dacă una singură aș avea, vă rog să mă iertați, dar o păstrez pentru mine. Și în seara aceea am stat bine pe scaun și m-am gândit, la cine renunț? La viața mea veșnică? Sau la învățăturile pe care bunica, colegii și viața le-au pus în mintea mea, aruncându-le pur și simplu? A fost o alegere pe care a trebuit să o fac. N-a fost ușor. Tot ce aveam atunci în minte făcea parte din mine. Și până atunci eu am știut că eu ce cred, cred bine. Și ce știu, știu bine. Am știut că sunt pe un drum bun. Am știut că eu am adevărul. Și fiecărui om îi spuneam, eu am credința mea. Fiecarei persoane îi spuneam, nu-mi pasă ce crezi tu, dar ce cred eu este în regulă. Tu ești greșit, eu nu. Și în seara aceea,
eram la un pas să mi se demonteze credința mea. Am privit cartea aceea și am spus, câtă încredere pot avea în ea? Am întrebat, cât de veche este cartea aceasta? Și mi s-a spus, este veche cât omul de veche. Este cea mai veche carte pe care o au oamenii. Una dintre cele mai vechi. Este cea mai nouă. Este cartea tradusă în cele mai multe limbi. Este cartea cea mai citită. Este cartea cea mai iubită. Este cartea care a schimbat toate viețile care s-au schimbat vreodată sub soare. Este cartea lui Dumnezeu. Este în cartea în care există autoritatea lui Dumnezeu. Și am simțit că încep să respect cartea aceasta și să am frică pentru ea. Și în seara aceea eu am făcut o alegere. A fost alegerea mea de acum 19 ani. Prin cartea aceasta, eu am ales un destin. Prin cartea aceasta, eu am ales cerul. Alegând cartea aceasta, l-am ales pe Dumnezeu. Alegând cartea aceasta, am ales adevărul. Alegând cartea aceasta, am ales viața veșnică. A fost alegerea mea. Am avut posibilitatea să nu o fac, dar am făcut-o. Aveam libertatea să o resping, dar n-am respins-o. Pentru că am realizat că pe mine mă iubesc suficient de mult încât să-mi vreau binele, încât să-mi vreau viața veșnică. Și atunci am întrebat, mai este o altă carte care îmi vorbește despre Dumnezeu? Coranul vorbește despre Dumnezeul musulmanilor. Dar știți ce a făcut Mahomet la Mecca? Mahomet s-a inspirat din Biblie și a spus, bărbatul trebuie să aibă o singură femeie. Când s-a dus cu această evanghelie a lui la cei din Orient care aveau multe soții, pentru că se practica poligamia, nimeni n-a acceptat învățătura lui. Niciun poligam n-a renunțat la nevestele lui, păstrându-și doar una de dragul evangheliei adusă numită Coranul. Și atunci au schimbat-o. A făcut un mic compromis pentru ca să fie accesibilă oamenilor. De când este scrisă cartea aceasta, nu s-a schimbat nimic în ea. Este singura carte din care nu s-a modificat nicio literă. De aceea am încredere în ea. Am încredere în această carte pentru că este așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Și în ea este voia lui Dumnezeu pentru mine. Și acum, în sfârșit, am o sursă de încredere pe care o pot deschide să citesc cum este Dumnezeu. Să citesc cum este sufletul meu. Să citesc cum este cerul. Să citesc cum este viața veșnică. Și, în sfârșit, să citesc cum pot să am viața veșnică. Acum, pentru că am Biblia, am toată informația. Nu mai am nevoie de matematică. Matematica mă învață pe pământ, dar Biblia mă învață pentru cer. Chimia mă învață pentru aici, Biblia mă învață pentru acolo. Limbile străine mă învață pentru acum, Biblia mă învață pentru acum și pentru atunci. Și când toate se vor termina, va rămâne Biblia și viața veșnică. Și eu împreună cu Biblia și cu viața veșnică. Și în seara aceasta sunt o persoană fericită, în ciuda faptului că nu sunt cel mai bogat om din lume, încă, probabil. Nu sunt cel mai sănătos om din lume, nu sunt cel mai inteligent om din lume și nici măcar cel mai frumos om din lume. Sunt doar un om obișnuit, ca cele 6 miliarde și mai bine, dar în inima mea există informația acestei cărți. Și în cartea aceasta, Dumnezeul pe care eu nu-l merit îmi spune, te iubesc o iubire veșnică. Luigi, îmi pasă de tine. Doamne, dar sunt o persoană vinovată, tu ești sfânt, iar eu sunt muritor făcut din carne. Și aproape în fiecare zi mă pângăresc într-un fel în mintea mea, ochii mei, gura mea, mâinile mele. Aproape în fiecare zi sunt tentat să greșesc într-un fel. Și Dumnezeu îmi spune, te iubesc o iubire veșnică. Pe Iisus Hristos, Fiul meu, l-am trimis în lume pentru ca să moară, iar murind să moară în locul tău și să-ți ia păcatele. Te iubesc o iubire veșnică. Te iubesc o iubire veșnică. Ori de câte ori greșesc, vin la mine 10 oameni și îmi spun, ai greșit! Și eu știam că am greșit, dar ei țin neapărat să-mi aduc aminte că am greșit. Am senzația că mă privesc 50 de oameni, aștept în special să greșesc. De-abia așteaptă cineva să greșesc, ca mai apoi să vină la mine și să-mi spună, credeai că ești mai inteligent decât mine, ai văzut că ai greșit. Și totuși Dumnezeul meu, care știe mai mult decât toți dumneavoastră la un loc, cât de mult greșesc eu, în fiecare seară când mă culc, vine la mine
Și când citesc cartea aceasta, îmi spune: Luigi, încă te iubesc cu iubire veșnică. În fiecare dimineață când mă trezesc și când citesc cartea aceasta, el îmi spune: îți dau o nouă zi pentru că te iubesc și pentru că astăzi te voi ajuta să fii mai bun decât ieri, dar mai rău decât mâine. Aceasta este cartea care îmi dă echilibru. Dacă nu aș avea-o, oamenii mi-ar spune așa sau așa și n-aș mai avea echilibru și confort. Dar am, pentru că această carte îmi spune adevărul. Și în inima mea există liniște. Am liniște. Nu mă interesează ce îmi spuneți dumneavoastră în ceea ce privește cerul. N-ați fost niciodată în cer. N-aveți de unde să știți cum este acolo. Singurul care vine din cer este Iisus Hristos. El știe cum este în cer, pentru că vine de acolo. Și el mi-a spus în această carte cum e în cer. Și eu îl cred pe Iisus Hristos, pentru că el a fost în cer. El a stat cu Tatăl. Pe dumneavoastră nu vă cred. Vă cred dacă îmi spuneți cum este pe nu știu care stradă, că veniți de acolo. Dar dacă îmi spuneți cum este în cer, vă spun, I'm sorry, am treabă, mă grăbesc. N-aveți de unde să știți cum este în cer? Singurul care știe a scris aici și această carte acum este a mea. O citesc dimineața, o citesc seara, nu mă obligă nimeni să o citesc. Dar o citesc pentru că prin ea îmi vorbește Dumnezeu. Și Dumnezeu îmi spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Eu te iubesc, eu te ocrotesc, eu spor de grijă, eu te feresc de accidente, eu te feresc de boli, eu te feresc de nenorociri. Tu ești fiul meu, eu te iubesc. Astăzi o să te protejez, o să am grijă de familia ta, o să am grijă de tine. O să am grijă să ai tot ce trebuie, iar dacă o să te las să treci prin anumite examene ale vieții, să știi că o fac de dragul tău, să nu te sperii, nu te-am lăsat singur. Și să știi un lucru, când se va termina viața aceasta, să nu te sperii prea tare, pentru că atunci o să vii la mine și o să trăiești veșnic în prezența mea. Nu poți vreodată să fii sigur că ai viață veșnică fără Biblie. Niciodată nu poți să știi că ai viață veșnică fără Biblie. Atunci când vorbești de viața veșnică, trebuie neapărat să vorbești de Biblie. Singura carte care vorbește de viața veșnică. Numai că dintr-o dată ne lovim de o mare problemă. Având Biblia, simțim că nu-i suficient. De ce? Pentru că Biblia ne vorbește de lucruri pe care nu le putem cuprinde cu logica. Noi oamenii avem trei posibilități să cunoaștem. Este vorba despre cunoașterea prin percepție, este vorba despre cunoașterea logică și este vorba despre cunoașterea prin experiență, cunoașterea științifică. Haideți să le luăm pe rând. Cunoașterea prin percepție este cunoașterea prin simțuri. Eu cunosc că amvonul ăsta este din lemn pentru că cu ochii văd că este lemn. Cu mâna pipăi și realizez că este lemn. Cele cinci simțuri pe care le am numite percepții senzoriale, cele cinci simțuri, văz, auz, miros, pipăit și gust, mă ajută pe mine să cunosc lumea materială. Eu văd că aici este un perete și mă opresc, nu mă lovesc de el. Să nu credeți că o să mă lovesc de el. Eu văd că acolo este o ușă și când o să vreau să ies din sanctuar, credeți-mă că o să o folosesc. De ce? Eu cunosc mediul înconjurător prin cele cinci simțuri. Auz, văz, miros, pipăit și gust. Însă pe Dumnezeu nu pot să-L văd. Nici să-L miros, nici să-L pipăi, nici să-L gust. El este deasupra simțurilor mele. Și dintr-o dată, toată cunoașterea prin percepție este valabilă numai pentru planeta Pământ, numai pentru viața de aici, de muritor. Dar când vorbesc despre Dumnezeu, percepțiile mele nu mai sunt valabile. Degeaba vrei să-L vezi pe Dumnezeu, nu o să-L vezi niciodată. Pentru că Dumnezeu nu-i din lemn. Dacă ar fi din lemn, l-ai vedea. Dacă ar fi din carne ca mine, l-ai vedea. Am merge tot să-L vedem. Am fugit acum în parking și am fugit să luăm și tichet. Dar l-am vedea. Dar unde este? Nu-i nicăieri. Nu-L poți vedea. Percepțiile acestea cinci sunt date doar pentru lumea de aici. Dar când mori, unde te duci? În iad. În iad? Dar nu pot să nu merg în iad? Ba da. Nu pot să am viață veșnică? Ba da. Cum?
Citește Biblia. Ok, citești Biblia, dar Biblia îmi vorbește despre ceea ce nu pot vedea. Este adevărat, pe Dumnezeu nu-L poți vedea. Pentru că Dumnezeu este imaterial, este spirit și spiritul nu se vede. Nici curentul electric nu se vede. A văzut cineva ce culoare are curentul electric? A văzut cineva ce culoare are gândurile omului? A văzut cineva ce culoare are, au sentimentele noastre? Sentimentele n-au culoare, nici gândurile n-au culoare și nici curentul electric n-are culoare și există și Dumnezeu există, chiar dacă nu-L vedem noi. Cunoașterea prin percepție nu ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ne ajută doar să cunoaștem lumea în care trăim. Al doilea tip de cunoaștere e cunoașterea logică. Pe asta noi explic că e mai complicată, asta am învățat-o la școală, dar într-o scurtă explicație spun că cunoașterea logică este cunoașterea prin comparații, adică eu pot să vă spun despre un avion, chiar dacă n-ați văzut niciodată un avion, spunându-vă, ați văzut vreodată o pasăre? Da. E, un avion e ca o pasăre decât că e din fier. Și dumneavoastră spuneți, aha, ca o pasăre decât că e din fier. Și îți imaginezi o pasăre din fier și știi cum e avion. Dacă n-ai văzut niciodată un submarin, atunci eu îți spun, ai văzut vreodată un pește? Da. Ei și, e, submarinul e ca peștele decât că e din metal. Asta este cunoașterea logică. Poți să cunoști ce nu vezi prin comparație. Avionul e ca pasărea, submarinul e ca peștele. Ok, atunci compară-L pe Dumnezeu cu ceva ca să știu cum e Dumnezeu. Îmi pare rău, nu funcționează comparația. Că Dumnezeu e unic. Cu cine să-L compar? Cu mine? Păi dacă ar fi ca mine, n-ați avea nevoie de El. Dimpotrivă. Cu cine să-L compar? N-are asemănare. Nici în cer, nici pe pământ. Este unic, este unic. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Este unic. Ca noi sunt 6 miliarde, ca El nu mai e nimeni. Este unic. N-am cu cine să-L compar. A treia posibilitate este posibilitatea științifică. Știința se pricepe să ne ajute să cunoaștem. Cunoaștem metalul. Tai o bucată de metal, o duc la microscop și îmi spune are 10 atomi de plumb, 2 de clor, 3 molecule de... Nu mă pricep la asta, îmi pare rău. Dar ne explică toată compoziția. Cum să-L aduc eu pe Dumnezeu, să-L conving să intre în laborator, să-L pun sub microscop, să mă uit și să văd câți atomi de plumb are? N-are niciun. Sau poate i-are pe toți. Dumnezeu nu se vede. Degeaba-L bagi acolo. Nu se vede nimic. Poți să iei ADN-ul. Nu se potrivește cu nicio grupă. Iese din tabele. Și atunci, cum o să-L înțeleg eu pe Dumnezeu? Mi-a fost dată Biblia, dar Biblia spune că Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Ce să înțeleg eu, bietul lui Gimițoi, din toată asta? A făcut Dumnezeu cerul și pământ. În mintea mea se ridică o întrebare care mi-a somnul. Cum? Te rog să-mi explici logic, cum? Dumnezeu a făcut oamenii. Cum? Hristos s-a născut numai din fecioară. Ai fi serios, cum? Duhul Sfânt a venit pe pământ. Unde e? Se va întoarce Domnul. De ce? Să răpească biserica. Adică cum să răpească? Adică să o ia de pe pământ, să o ducă în cer. Cum? Păi forța gravitației nu mai funcționează. Și întrebări de genul acesta așează în mintea noastră necredință. Și dintr-o dată spunem, Biblia nu e logică. Vorbește despre lucruri pe care nu le putem dovedi științific, experimental sau prin percepție. Și acum urmează elementul numărul 2. După ce ai Biblia, trebuie să ai credință. Pentru că dacă citești această Biblie fără să o crezi, atunci vei deveni puțin mai rău ca înainte doar. În momentul în care citești această carte, informațiile pe care le ai nasc credință, produc credință. Biblia ne spune că credința se dezvoltă prin citirea Bibliei și prin auzirea mesajului ei. Până să mă întâlnesc cu Biblia, eu n-am crezut. Credeam că am fost înainte floare, am fost înainte vreo muscă sau am fost înainte vreun înger, că așa citeam și eu în mass media. Dar când am citit Biblia, dintr-o dată, în mintea mea s-a născut credința că Dumnezeu există, că eu sunt vinovat, că Iisus Hristos pentru mine a venit pe pământ și a murit
și că dacă eu cred în El, El mi-iartă păcatele. Și de atunci încolo eu sunt o persoană iertată și am viața veșnică. Asta nu pot percepe, asta nu pot explica logic, asta nu mi-o dovedește știința, asta o cred eu în mintea mea. Credința este capacitatea mea de a crede că ce spune Biblia este adevărat. Eu cred că ce spune Biblia este adevărat. Biblia la un moment dat spune că un pește a înghițit un om, l-a ținut ceva vreme acolo și la un moment dat Dumnezeu îi spune peștelui: fii atent ce faci cu conținutul ăla pe care tocmai l-ai înghițit. Te duci la mal și cum l-ai înghițit, acum faci invers, îl dai afară. Acum, hai să fim puțin serioși. Așa ceva nu se poate întâmpla. Vorbește Dumnezeu mie și nici atunci nu prea pricep mereu și nici nu prea ascult mereu. Dar să vorbească Dumnezeu unui pește. Dacă mergem la apă și vorbim unui pește, credeți-mă că nu ne bagă pe niciunul dintre noi în seamă. Asta este dincolo de capacitatea noastră, dincolo de experiența noastră. Și Biblia ne spune, peștele a înghițit un om și la porunca lui Dumnezeu l-a lăsat pe mal. Am întâlnit odată un bătrân care povestea despre altcineva care ar fi zis, dacă Biblia spunea că omul a înghițit pe pește, sau dacă Biblia spunea orice altceva, eu aș fi crezut orice ar fi spus Biblia, pentru că eu cred tot ce spune Biblia. Când citesc Biblia, orice scrie între aceste două coperți, eu cred, oricât de necrezut ar fi. Când citesc ce spune cartea aceasta, eu cred, oricât de inexplicabil ar fi. Pentru că eu știu că Dumnezeul meu e atât de mare, încât poate să se întâmple absolut orice când vrea El. El vorbește și cu oamenii, și cu peștii, El vorbește cu cine vrea, că-i Dumnezeu. El nu-i ca mine, El e ca El. La mine sunt o grămadă de lucruri imposibile, la El nu-i nimic imposibil. Când citesc cartea lui Dumnezeu, nimic nu e imposibil. Și eu mă aștept ca Dumnezeu să facă orice. Eu cred că Dumnezeu este în stare. Și dintr-o dată nu mai am nicio problemă. Însă, dacă eu citesc în Biblie informații de la Dumnezeu, de încredere, și dacă eu cred în ele, dintr-o dată cartea aceasta și credința mea îmi spun că în lumea noastră a venit Iisus Hristos în calitate de avocat pentru ca să rezolve problema vinovăției mele înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt un muritor vinovat în fața dreptății absolute a Creatorului meu. Și nimeni nu putea să ia păcatele mele, dar a venit Iisus și a luat consecința păcatelor mele. A murit în locul meu. El a luat moartea mea asupra Lui și a pus asupra mea viața. Și dintr-o dată eu am ce nu aveam, iar El are ce nu avea. A fost un transfer de stare, un schimb. Și am devenit proprietarul la ceea ce este al Lui. Iar El a devenit proprietarul la ceea ce era al meu. Și pentru că El a devenit proprietarul păcatelor mele și ale tuturor oamenilor, a trebuit să moară pentru păcatele acelea. Iar pentru că eu n-am mai avut păcat, pentru că Iisus mi-a dat viața, dintr-o dată am viața veșnică. Pentru că viața veșnică înseamnă absența păcatului și consecința absenței păcatului. Cum pot avea viață veșnică? Citind și crezând Biblia care mi-l prezintă pe Iisus Hristos în calitate de Mântuitor. Cum pot avea viață veșnică? Citind Biblia și crezând că Iisus Hristos, despre care vorbește Biblia, este Mântuitorul meu. El a venit în lumea noastră ca să moară pentru mine, să-mi ierte păcatele și în felul acesta să mă facă liber, să nu trăiesc doar o vreme și apoi să merg în iad, ci să trăiesc mereu și mereu, în veci de veci, pentru eternitate și să nu mor niciodată. Și să trăiesc veșnic, nu pe pământul acesta. Pământul acesta este blestemat și într-o zi o să fie cuprins de foc veșnic și o să dispară. Dar Dumnezeu o să mă ia din dimensiunea aceasta cu puterea Lui pe care eu nu o pricep, dar o cred. Și o să mă ducă într-o lume pe care nu o văd, dar cred că există. Într-un fel în care nu-L știu, dar cred că Dumnezeu o să fie în stare. Și o să mă țin acolo în prezența Lui, într-o atmosferă de fericire deplină, pe care acum nu o înțeleg, dar o cred. Și nici nu mă interesează cum, dar cred că Dumnezeu va fi în stare.
El a plătit prețul prin fiul său care a murit pentru mine. Și de toate celelalte lucruri la toate celelalte lucruri se gândește Dumnezeu. Și pe toate le rezolvă Dumnezeu, pe cheltuiala fiului său care a murit pentru mine. Și dintr-o dată eu am confort și am echilibru și am pace. Și acum când o să merg acasă, o să mă culc liniștit. Și dacă Iisus se va întoarce la noapte, El va ști că undeva pe la 8300 North Whistler, acolo sunt eu. El știe bine unde sunt eu. Și chiar dacă mă mut mâine în altă parte, El știe bine. El știe foarte bine, nu trebuie să-i spun că mi-am schimbat domiciliu, pentru că El știe totul. Și noaptea aceea, când va suna trâmbița, nu ca a trâmbițașilor noștri, ci într-un alt fel, unic, în noaptea aceea, o putere ca puterea lui Dumnezeu va veni, va da pătura la o parte dacă este noapte și dintr-o dată pe mine mă va lua, îmi va da un alt trup, nu așa din carne să mă doară cum mă doare acum, ci un trup de slavă. Nu știu cum vine asta, dar cred asta. Și dintr-o dată legea gravitației nu va funcționa. Nu știu cum vine asta, dar cred asta. Și mă va atrage la cer. Nu știu să explic asta, dar cred asta. Și mă va duce acolo în cerul lui. Și acolo voi sta mereu și mereu. Și n-am să mai mă îmbolnăvesc niciodată, n-am să înrăcesc niciodată. Și nu o să mai încadă nimic pe picior niciodată. Și o să fiu mereu și mereu și mereu cu Iisus Hristos să trăiesc veșnic. N-am nicio idee cum se întâmplă asta, dar cred asta. Nu pricep deloc cum se întâmplă asta, dar cred asta. Nu știu deloc când se va întâmpla asta, dar cred că se va întâmpla din zi în zi. Nu știu deloc cum Dumnezeu va rezolva asta, este problema Lui. Problema Lui este să cred că El se va ține de cuvânt. Pe mine mă onorează că El va veni, iar pe El îl onorează că eu îl aștept. Și eu îl aștept acum pe El să vină. Eu îl aștept acum pe El să vină, pentru că eu am nebunia să cred că El se va întoarce pentru mine. Eu nu merit ca El să se întoarcă pentru mine, dar El se va întoarce. Și eu mă întreb ce caută să se întoarcă după mine, dar asta e problema Lui. El mi-a spus că se va întoarce după mine. Eu cred că Dumnezeu se va întoarce. Eu cred că Dumnezeu se va întoarce. Am avut această credință din 84 până astăzi și mă rog lui Dumnezeu să mi-o așeze în suflet de astăzi până în ultima respirație a ființei mele. Să-L aștept pe El să se întoarcă și într-o zi se va întoarce. În ziua aceea, eu voi avea viața veșnică. Pe mine mă va lua Dumnezeul meu cum iau eu acest caiet și mă va duce în cer. Nu pentru că merit eu, ci datorită cuvântului pe care și l-a dat. Dumnezeu are demnitate, e singura persoană din univers care are demnitate. Și în ziua aceea mă va lua pe mine și mă va duce acolo. S-au terminat cu suferințele, cu lipsurile, cu bilurile, cu morghiciu, cu boala, cu soția pe care o văd deseori bolnavă sau întristată, cu toate problemele, suferințele și singurătățile de pe pământul acesta. S-a terminat cu totul. În ziua aceea să nu mă plângeți niciunul dintre dumneavoastră. În ziua aceea să nu vă pară rău deloc de mine și să nu mai mă căutați. Pentru că în ziua aceea o să merg pentru întotdeauna la Dumnezeul meu. Eu cred că El va face asta cu mine pentru că mi-a promis. Dacă nu era cartea aceasta, eu n-aș fi crezut. Dar mi-a promis în cartea aceasta că se va întoarce și nu-L va opri nimeni. Îmi spun oamenii una, îmi spun alții alta, pe mine nu mă interesează ce îmi spun oamenii, pe mine mă interesează ce îmi spune Dumnezeu. Odată mă simt mai bine, odată mă simt mai rău, dar pe mine nu mă interesează cum mă simt eu, pe mine mă interesează ce îmi spune Dumnezeu. Eu cred deplin ce îmi spune Dumnezeu în această carte și în fiecare zi îl aștept. Îl aștept de 19 ani și încă nu a venit, dar o să-l aștept mereu și mereu, atâta timp cât o să fiu în lumea aceasta. Dar dacă El va întârzia din motive știute de El și eu am să mor, trupul meu va fi depus în țărână, sufletul meu va ieși din trup și îl va pune Îngerul Domnului într-un loc de așteptare. Și în ziua aceea când va veni El, la un moment dat după moartea mea fizică, va suna trompeta și din locul acela de așteptare, sufletul meu va fi chemat înapoi. Va fi îmbrăcat într-un trup de slavă și Dumnezeu îl va lua și îl va pune în veșnicia prezenței Lui. Și voi rămâne veșnic acolo. Eu cred lucrul acesta, pentru că îl spune Biblia. Și credința mea în Biblie îmi dă viața veșnică. Te întreb în această seară, dragul meu prieten, nu este așa că filozofia acestei lumi te îndepărtează de Dumnezeu? Nu este așa că practicile păcătoase ale acestei lumi te face dușman al lui Dumnezeu și îți dă un comportament de care și dumitale ți este rușine?
În seara aceasta,